Adina Păduraru vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit. Iată pentru început care sunt principalele știri pe scurt. Gerul năprasnic a făcut prima victimă în județul Hunedoara. Poveste desprinsă din filmele de groază într-o localitate din Timiș. Atenție, este epidemie de rujeolă în județul Gorj. Gerul a făcut prima victimă și în județul Hunedoara. La Vulcan, un bărbat a decedat în urma unui șoc hipotermic. Gerul năprasnic a făcut prima victimă în județul Hunedoara, iar după amiază un echipaj de prim ajutor al SMURD a descoperit într-o baracă neîncălzită situată în municipiul Vulcan un bărbat cu identitate necunoscută ce decedase în urma unui șoc hipotermic. Alte 5 persoane au ajuns în cursul nopții la spital și în centrele de primire. Ultimele 3 zile au fost caracterizate de ger persistent, temperatura aerului ajungând în cursul dimineții de ieri la minus 20 de grade. În acest context, din păcate, gerul puternic a făcut și o victimă. Este vorba despre un bărbat cu identitate necunoscută de aproximativ 50-60 de ani, care a fost descoperit de SMURD Vulcan într-o baracă neîncălzită de pe raza municipiului. Precizăm că în ultimele zile, echipele de intervenție au organizat peste 600 de acțiuni de patrulare pentru identificarea în stradă a persoanelor vulnerabile ce pot fi afectate de ger. În aceste acțiuni au fost implicate echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, Inspectoratului Județean de Pompieri, Inspectoratului de Poliție, Inspectoratului Județean, Poliților Locale și Inspectoratului de Poliție Județeană. În total, din data de 8 ianuarie, echipajele de intervenție au preluat și transportat la unitățile de primiri urgențe și centrele de primire 17 persoane afectate de ger. Aceste persoane sufereau în principal de hipotermie, 2 dintre ele chiar au ajuns în stare gravă și au fost internate la secția ATI a spitalului din Deva. În ceea ce privește adăpostul din Deva, doar în cursul nopții trecute au ajuns numai puțin de 12 persoane. În această perioadă, adăpostul funcționează și pe timpul zilei. De exemplu, azi noapte au fost prezenți 12 oameni ai străzii care au dormit acolo, oameni care nu au unde un adăpost asupra capului. Le asigurăm masă caldă, li se spală hainele, beneficiază de toate condițiile. Poliția locală, de asemenea, încearcă să-i îndrume pe cei care dorm afară sau în canal, care sunt de pe raza municipiului Deva, se îndrume spre adăpostul de noapte. Dacă sunt și persoane din alte localități, în această perioadă îi primim, după care le facem actele să îi trimitem spre reședințele de unde au venit. În contextul prelungirii codului galben de ger până în data de 12 ianuarie, ora 10, inspectorul șef al ISU Hunedoara a dispus continuarea monitorizării și în cursul acestei zile de la nivelul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. Poveste desprinsă din filmele de groază într-o localitate din Timiș, unde un bărbat și-a batjocorit propriul copil vreme de un an. În această dimineață, polițiștii de la crimă organizată și procurorii DIICOT l-au ridicat din așternuturi. Teribila întâmplare s-a petrecut în comuna Lovrin, într-o familie cu 5 copii. Tatăl în vârstă de 43 de ani și-a transformat fata de 13 într-o adevărată jucărie sexuală. Cu vorbe mieroase a făcut-o să se îndrăgostească de el, făcea amor cu ea și jocuri erotice. Multe dintre partide au fost înregistrate cu telefonul mobil, iar filmulețele au ajuns în propriul calculator. Fata ajunsese chiar să-i scrie scrisori de dragoste propriului tată. Povestea a durat aproape un an până când una dintre surori și-a dat seama ce se întâmplă în casa familiei, când părintele rămânea doar cu adolescenta. Sora i-a povestit bunicii și mai apoi colegilor de școală, iar totul a ajuns la urechile procurorilor DIICOT Timișoara. Bărbatul a fost săltat de polițiștii de la crimă organizată în această dimineață și a fost ridicat computerul în care se găseau filmulețele de ochiate, dar și telefonul mobil în care se găseau videouri și poze. Spune-mi, ce ai făcut cu fata? Nimic, ce spune? Ai violat-o? Nu. A transformat-o într-o jucărie sexuală? Nu. Și imaginile de pe internet? Ce spui ele? Ce imagini? N-ai pus nicio imagine pe internet? În calculatorul tău? Nu. Nu. Fata ți-a scris scrisoare de dragoste? Bărbatul a fost dus la audier la sediul DIICOT Timișoara, riscă ani grei de pușcărie pentru pornografie infantilă. Epidemie de rujeolă în județul Gorj. Zeci de copii au făcut această boală, iar alții au rămas internați la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Pentru evitarea complicațiilor, medicii sfătuiesc părinții să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei.
Epidemia de rujeolă se extinde în Târgu Jiu, unde zi de zi sunt înregistrate alte cazuri. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase spun că trebuie derulate campanii pentru responsabilizarea părinților care refuză vaccinarea copiilor. În primul rând, vaccinările trebuie să fie făcute întotdeauna conform programului anual de vaccinări care se face. În cazul în care există unele situații în care nu pot fi vaccinați copiii care sunt cu afecțiuni acute în momentul perioadei în care se efectuează vaccinarea, acei copii trebuie urmăriți și cu proxima ocazie, așa trebuie din nou vaccinați cu reluarea dozelor. Medicii fac eforturi pentru tratarea rapidă a cazurilor de rujeolă, cei mai mulți pacienți fiind copii sub un an. Până în prezent, în secția noastră s-au prezentat și au fost spitalizați un număr de 15 copii. Am avut, paradoxal, am avut chiar și două cazuri de adulți. Toate persoanele care practic au făcut boala au fost persoane nevaccinate. Persoane care au scăpat vaccinării, respectiv copii până în vârsta de 11 luni și cei doi adulți, respectiv o fată de 16 ani și, un adult de 32 de ani. Cei mai mulți dintre copiii internați sunt neimunizați pentru că, spun medicii, fie vin din colectivități în care nu se vaccinează, fie nu au vârsta la care se face vaccinul împotriva rujeolei. Gerul năpraznic din ultimele zile a transformat râul Bega într-un pod de gheață la Timișoara. Deși temperaturile scăzute au încremenit apele, stratul de gheață nu este unul foarte consistent pe tot canalul. În ciuda acestui fapt s-au trezit temerarii care au vrut să încerce o plimbare chiar dacă gheața s-ar fi putut rupe în orice moment. Un timișorean care s-a avansat în mijlocul canalului a fost surprins în apropiere de podul de la Maria de un trecător care l-a filmat în timp ce testa stratul de gheață de pe Bega. Străzile din Târgu Jiu au devenit zilele acestea adevărate patinoare. Târgujienii s-au ținut cu greu pe picioare, iar cei mai puțin norocoși au ajuns la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu cu multiple fracturi. Din cauza temperaturilor extreme, 5 gorjeni au fost transportați la spital în stare de hipotermie. Gerul din ultimele zile s-a dovedit a fi un dușman extrem de periculos pentru mulți dintre gorjeni. Străzile și trotuarele au devenit adevărate patinoare pe care trecătorii abia își pot ține echilibrul. Așa se face că medicii de la Spitalul de Urgență Târgu Jiu lucrează la foc continuu de 24 de ore. Marți dimineață, 3 gorjeni au ajuns la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu cu multiple fracturi. Numărul persoanelor care se adresează unității de primiri urgențe din cadrul instituției noastre în ultima perioadă a crescut și cu precădere ultimele 2-3 zile, de când gerul într-adevăr este mai mare, avem un număr mai ridicat de cazuri. Numai de azi dimineață, în 2 ore, avem deja un număr de 4 cazuri care s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe, ceea ce ne duce cu gândul că, într-adevăr, dacă gerul persistă, numărul acestora ar putea să fie și mai mare. Luni și statistica anilor trecuți, este clar că persoanele pe viitorii pacienți, persoanele ar trebui să se protejeze și să aibă mai multă grijă pe astfel de vreme. Mai mult, numărul solicitărilor primite la serviciul de ambulanță Gorj a crescut semnificativ în ultimele zile. Numai puțin de 5 gorjeni au ajuns noaptea trecută la spital cu hipotermie. Au fost foarte multe solicitări, au fost 121 de solicitări pe total și pe zi și pe noapte, dar dintre acestea numai 2 au fost hipotermii transportate de ambulanțele noastre, 2 hipotermii au fost transportate de ambulanța SMURT și 2 cazuri sociale care au fost preluate de noi. A mai crescut în această perioadă numărul relativ cu perioadele mai trecute? Da, chiar foarte mult. Sunt solicitări foarte multe, este momentul virozelor, momentul accidentelor prin căderi, din cauza condițiilor meteo. Meteorologii anunță în continuare temperaturi scăzute și vreme rea. Medicii spun că situațiile de acest gen pot fi evitate dacă folosim încălțăminte adecvată și dacă nu ieșim din casă dimineața când totul este înghețat afară.
Operatorii care asigură dezăpezirea drumurilor județene și diriginții de șantier au fost convocați marți la discuții de către vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Andronache. Au avut loc întâlniri separate cu fiecare dintre operatorii care asigură intervențiile pe cele patru zone mari din județ, în cadrul cărora au fost discutate atât plusurile cât și deficiențele constatate în timpul operațiunii de dezăpezire. În zona Orăștii au existat probleme cu dezăpezirea în comuna Balșa și zona sanatorului de pneumofiziologie din Gioagiu. În prezent se circulă normal pe toate drumurile județene din zonă. În zona Hunedoara, Brad, toate traseele sunt practicabile. Drumul de acces spre Vadul Dobrii a fost degajat în cursul zilei de 10 ianuarie 2017. În zona Brad, Valea Mureșului, toate drumurile județene au fost curățate și se circulă în condiții bune. Doar în unele zone mai umbroase s-a format într-o primă fază strat de polei. Pentru îndepărtarea gheții s-a intervenit suplimentar cu antiderapant. În zona Văijiului au fost cele mai puține probleme legate de curățarea drumurilor, deși anins abunde, mai ales în zonele care duc spre Parâng și Straja. Pentru a se evita apariția unor situații de îngreunare a traficului în condițiile unor noi căderi de zăpadă, conducerea Consiliului Județean Hunedoara a făcut o serie de recomandări celor patru operatori, dar și diriginților de șantier, care verifică modul în care s-a efectuat dezăpezirea. Astfel, s-a solicitat cu prioritate respectarea cantităților și a amestecului de material antiderapant utilizat. Compoziția materialului antiderapant să fie adaptată la condițiile meteo. De asemenea, în momentul în care pe traseu sunt introduse utilaje și intervenție fără GPS, acest aspect trebuie comunicat imediat conducerii Consiliului Județean Hunedoara și diriginților de șantier pentru o mai bună urmărire a lor. La rândul lor, diriginților de șantier li se recomandă să fie atenți la cantitățile de material antiderapant utilizat de firmele de dezăpezire, astfel încât intervenția să fie eficientă. Gerul puternic i-a lăsat pe locuitorii din Târgu Jiu fără apă la robinet. Chiar și apometrele au cedat, reprezentanții APAREGE găsind un număr foarte mare de apometre înghețate și sparte. Zeci de sesizări au ajuns în ultimele zile la sediul APAREGE. Târgujienii din diferite zone ale orașului sună disperați că nu mai au pic de apă la robinet. Presiunea a început să scadă încă din weekend când gerul s-a instalat. La Runcu nu am avut probleme, însă la Șușița Verde debitul apei a scăzut de la 1600 de metri cub pe oră la 880. Asta a însemnat ca toată zona de nord a orașului și cartierul Narciselor să fie afectat, adică etajele superioare au avut presiunea scăzută la apă. Noi am luat câteva măsuri, am pus în funcțiune frontul de captare Iezureni, care asigură aproximativ 350 de metri cubi pe oră. Reprezentanții APAREGE au găsit mai multe apometre înghețate și sparte din cauza gerului, cele mai multe fiind depistate în zona Drăgoieni și Preajba. Am avut intervenții și la apometre sparte și locatarii sunt obligați, sunt nevoiți să și le izoleze termic. În această situație, reprezentanții societății speră ca mercurul din termometre să crească pentru restabilirea temperaturilor, care să nu mai provoace avarii la rețeaua de alimentare cu apă. Acestea au fost știrile zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital. Până atunci, rămâneți cu bine!